Nu doar aglomerația creează haos în trafic, ci și zecile de mașini parcate la orice colț de stradă. Și în zona supermarketurilor s-a circulat bară la bară, iar persoanele care au venit la cumpărături au fost nevoite să facă câteva ture de oraș până să găsească un loc de parcare liber.